Ne cuvântăm pe Domnul nostru și în această seară. Suntem bucuroși că putem să fim din nou în biserică și să putem să ascultăm Cuvântul Sfânt, zica lui Dumnezeu, dar să ne dea și în această seară nu numai dorința de a asculta, ci și de a-L împlini. Amin. Și pentru noi trebuie să vă rugați, mâine plecăm într-un nou turneu de evangelizare. Mâine seară vom fi la Făget, după aceea suntem în sud-vestul țării, cantonați acum, de la Făget vom pleca la Bocșa, de la Bocșa la Deta, de la Deta vom pleca la Buziaș și de la Buziaș vom fi la Lipova și până vom merge duminică noapte acasă. Fiecare seară puteți să fiți împreună cu noi pe Radio Cireșari, așa cum și în această seară cei care doresc să ne asculte de oriunde din lumea aceasta sunt cu noi în transmisiune directă. Vreau ca să ne rugăm, dar ca Dumnezeu să binecuvânteze și lucrarea aceasta, ne ridicăm în picioare și spunem cu toții, acum, la Dumnezeu, Cuvântul Domnului, când ne-am obișnuit în fiecare seară, Tatăl nostru, care ești din cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce în mințită, și ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Cuvântul Domnului pentru seara aceasta este din Evanghelia după Luca, din capitolul 6, de unde recitim câteva versete, începând cu versetul 12, ca să ne aducem în minte, să nu uităm, de fapt, ceea ce, care este motivul pe care ne întâlnim în această serie, Biserica Speranță. În zilele acelea, Iisus s-a dus, Iisus s-a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea rugăciune către Dumnezeu. Când s-a făcut ziua, a chemat pe ucenicii și a ales dintre ei 12, pe care i-a numit apostol și anume, pe Simon pe care l-a numit și Petru, pe Andrei, fratele lui, pe Iacov, pe Ioan, pe Filip, pe Bartolomeu, pe Matei, pe Toma, pe Iacov, fiul lui Alfeu, pe Simon numit Zelotul, pe Iuda, fiul lui Iacov și pe Iuda Iscarioteanu, care s-a făcut vânzător. Amin. Să reocupăm locul. În această seară, mă văd rău că am reușit să pun o predică aceasta pe versuri, că să fie o baladă pentru necunoscuții Domnului. Necunoscuți pentru oameni, dar cunoscuți pentru Dumnezeu. Mă ajut la concluzia că luat individual orice creștin nu spune nimic. Dar împreună suntem armata Domnului nostru Iisus Hristos, care n-a pierdut niciodată niciun război. Luați individual, suntem oameni cu probleme și frământări, cu nervi și impozite de plătit. Luați individual, suntem oameni care avem de multe ori gânduri rele, scăpări, de multe ori este rușine de felul în care ne trăim viața. Luați individual, nu spune mare lucru nici pentru lumea aceasta. Împreună, suntem cea mai mare forță de susoare, Biserica lui Iisus Hristos. Amin. Formata din luște necunoscuți, pentru că dacă v-am vorbit despre oameni care au avut coturi ascuțite și coate ascuțite și au reușit să iei între față, un Petru sau oameni care sunt buni de gură, oameni care, pe care Dumnezeu îi pune în față, vreau să vă spun că Biserica lui Iisus Hristos se bazează în mod special pe oameni din linia a doua, cei care au făcut armata pe geniștii lui Iisus Hristos. E frumoasă cavaleria, întotdeauna panțările, tancurile se meargă în față, 100 de kilometri. Citeam odată despre armata engleză în momentul în care ajunsese să facă 100 de kilometri pe zi cu tancurile și trebuia să oprească. Dar spuneam, noi avem motorină, încă tancurile sunt bune, motoarele sunt puternice. Și spunea, dar voi puteți să faceți și 200 km într-o zi. Numai că după voi vin încet cei de la genul. Trebuie ca să vină alimentarea cu motorină, trebuie ca să vină cei care fac poduri, care toarnă betoane și fac ofraje, cei care vă fac de mâncare, cei care fac războiul să nu aibă nimic spectaculos în el.
De obicei vedem oamenii de față, spunea pastorul Moldovan, mai înainte despre un Billy Graham, veți avea ocazia duminică să vedeți unul care stă în spate, dar slujba lui e foarte importantă, să cânte la pian. Dar există cineva și mai în spate. Există stomacul acela care postește, mâna aceea care dăruiește, umărul acela care ridică, gura aceea care știe să vorbească când trebuie și să ducă o încurajare, sunt oamenii cei care își pun mașina la contribuție, sunt oamenii cei care își pun casa la bătaie, sunt oamenii cei care își pun serviciul câteodată și toate acestea necunoscute de oameni recunoscute de Dumnezeu. Cel mai bun contact cu soare, nu-i scapă nimic niciodată. În această seară, un necunoscut, Iacov, fiul Alfeu, care cred că se te regăsește. Și aș vrea să te regăsești acolo pentru că Dumnezeu nu are oameni de mâna a doua, nu are oameni de linia a doua, pentru Dumnezeu toți sunt importanți. Dacă tu nu îți vei face datoria în biserică, oriunde vei fi biserica ta, biserica aceea va merge rău. Tu ești important. Fără tine nu se poate. De tine atârnă victoriile noastre. Să nu uitați că un singur acan l-a scos pe Dumnezeu afară de tabără. E suficient un om care nu-și face datoria sau a dat mâna cu diavolul ca biserica aceea să meargă rău. Cum e nevoie de noi de toți ca să păstrăm lucrurile așa cum sunt și să meargă înainte. Sunt trei Iacov de care vorbim, am vorbit zilele acestea. Există un Iacov, fratele lui Ioan, ca să înțelegem, să nu spune prostii. Doi frați erau Ioan și Iacov, ca și lui Zebedei. Există un alt Iacov care este fratele Domnului nostru Iisus Hristos și care a scris epistola lui Iacov în care vorbește despre credință și fapte. Și există acest Iacov, fiu al lui Alfeu, care face parte din cele trei împărțiri ale apostolilor. Prima împărțire a apostolilor, cei patru apostoli mai apropiați de Domnul, după aceea vine o altă grupă și după aceea vine grupa din spate, formată din el, Simon Zelotul, Iuda și Iuda Iscarioteanu. După aceștia o să-i povenim acum zilele care urmează. Se numește Iacov acesta, nostru Iacov cel mic. Aici e o problemă, cum ar fie că era, dacă doi frați, unul mare, unul mic, să zicem că e mic pentru că era mic acasă, fratele mai mic, dar cuvântul este același micos, care apare când se vorbește despre Zacheu, mic de statură. Nu știm dacă a fost mic de statură, sau doar că mama lui l-a făcut al doilea. Dar întotdeauna cuvântul acesta apare de el. Iacov, cel mic. Problema cu Iacov e destul de controversată între teologi, pentru că mama lui era Maria. Vom vedea imediat ce Maria avea ca și mamă. Numai că și Matei este numit Vaneșul, tot fiul lui Alfeu. S-ar fi putut să fie frați, cei doi, Iacov cu Matei. De asemenea, mai există ideea cum că mama lui, după ce a murit, soțul ei, Alfeu, s-a căsătorit cu Clopa. Dar dacă s-a căsătorit cu Clopa, atunci e verișor, primarul cu Domnul Iisus Hristos. Nici asta n-ar avea importantă. Știm de foarte puțin despre el. Știm că a dus Evanghelia la persieni și la sirieni. Nici nu știm cum a murit. Unii spun că a fost crucificat, alții spun că a fost omorât în bătaie și alții spun că a fost ucis cu piele. Nici nu știm dacă și asta are importanță. Cum mor, dacă mor pentru Iisus Hristos. Mor mai repede sau mor mai greu. Când jucam fotbal la noi la sat, la copii, de obicei se făceau alegeri de felul următor. Doi băieți, un băiat dintr-o echipă și un băiat din altă, făceau alegeri pentru toată lumea. Luau mânul pe tricică și atunci încercau la spate să facă fiecare. Și de obicei, întotdeauna se alegeau cei mai buni dintre care jucau fotbal. După aceea venea plutonul numărul 2, care nu juca chiar așa de bine. Și apoi ce rămânea? Ei, alții erau numai de dragul numărului. Întotdeauna a fost printre aici. Să nu cumva să se ajungă în starea în care să nu se poată juca un meci, pentru că nu exista omul ăla, să fi fost un om lips. E bine, dacă vorbim despre Iacov, undeva e ales de una
Petru pe primul loc, dacă cine alege pe Petru, nu mai poate alege pe Ioan. Înțelegi, toată echipă îl alege pe Ioan. Dacă l-a ales pe Ioan, alege pe Iacob. Până la urmă, îi rămâne Iacob, fiul Alfeu, la spate, cu ceilalți. E bine, ce putem noi să învățăm de la, nu știu, trei versete ciudate și astea? Trebuie să învățăm ceva în seara asta. Și primul lucru pe care vreau să-l învățăm în seara asta, practic, pentru noi, este că slujitorii se nasc din părinți slujitori. O zici, amin? Amin. Slujitorii se nasc din părinți slujitori. Amin. Nații slujitorii se nasc din părinți. Slujitorii se nasc, copiii se nasc din părinți. Slujitorii se nasc din părinți slujitori. Haideți puțin, mâine marcă, capitolul 15, versetul 40. Să vedem ce cu copilul ăsta. Sau să vedem ce cu mama asta. Deci, Marcu 15, versetul 40. Acolo erau niște femei de facocea lui Iisus Hristos, care priveau de departe. Printre ele era Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov cel mic și al lui Iosef, și Salome, care de când era în Galileea, mergeau după Iisus și îl slujeau. Maria, mama lui Iacov, al nostru. Sluja pe Iisus Hristos și era și la cruce. Și multe alte femei care se suiseră împreună cu El la Ierusalim. Versetul 47, mergem puțin mai încolo. Maria Magdalena și Maria, mama lui Iosef, versetul 47, se uitau unde puneau trupul lui Iisus Hristos. Da? Dacă citiți cu atenție și în Luca 24 cu 10, veți vedea că este prezentă la crucificare, l-a slujit pe Iisus Hristos înainte de crucificare, tot timpul fost lângă El. Când l-a coborât în groapă pe Domnul Iisus Hristos, a fost acolo la îmbălsămare, a treia zi dimineața de Paște, dimineața în ieri, Maria, mama lui Iacov, era tot acolo. Să slujească pe Domnul nostru Iisus Hristos. Iacov acesta a rămas apostolul lui Iisus, simplu. Pentru că a văzut ce în casa lui. Când a chemat Hristos să vină după mine, deja mama lui era slujitoare pe Hristos. Când s-a dus și a slujit pe Domnul, a fost atât de ușor pentru că știa că are în casă un model. Iubiților, omul acesta a făcut ce a văzut. Era tânăr. Există o zi în care copiii noștri nu vor mai fi atenți la ceea ce zicem noi, ci la ceea ce facem noi. Ați auzit de clipa aceea? Ca părinte. Cât ești mic, acasă ca și copil, nu-ți dai seama de taică tău dacă minte sau spune adevărul. Nici dacă slujește sau nu slujește. Nici dacă e sfânt sau demon. Copiii poți minți în primii ani. După aceea nu mai poți minți. După aceea nu mai sunt interesați la ceea ce aud la ceea ce le spui, ci la ceea ce văd de la noi. E bine, omul acesta a văzut în casa lui că e nevoie de slujire și că fără slujire nu se duce. Spune Sfânta Scriptură, învață pe copil calea, dar asta nu e numai teorie. Va trebui într-o zi să fie și exemplu personal. Spune Sfânta Scriptură, la un moment dat, că ducea o criză foarte mare de apă, Avram. Și toată lumea, când avea nevoie de apă, mergeau până că era o singură fântână și se băteau toți la fântână aia. Care rămânea în picioare și în viața, va dădea apă la cerezele lui de vie. Așa era atunci. O fântână, o zis că decât să sară o fântână, mai bine să sară rog de pușcă. Și un bat toți cu pușcă după ei, la fântână, se rezolva problemele acestea. Și a zis Avram, nu suntem proști? O fântână la fața oameni? Și a început și a zis, dacă nu este desăpat, nu există săpi, ne trebuie arme la toți. Și a început să stacă o fântână. Fiul său Isaac se uita la el. A săpat atâta fântână, a săpat două, a săpat zece. Au început să beau oamenii și vitele apă și să nu se mai omoare pentru fântână. Și a murit Avram. După ce a murit Avram, i-au scopat fântânele. Dar Isaac văzuse cum se fac fântânele. A descopat fântânele tatălui său și a zis, bătrânul a murit. Și n-a săpat destul de fântâne. Și a mai săpat și în altele noi.
Suntem chemați ca și generație aici, în biserică, să destupăm frânturile bătrânilor cât de mult, să depunem pe ele, să le curățim, dar suntem obligați înaintea lui Iisus Hristos să stăpăm și alte frânturi noi, să nu ne mulțumim cu cât au făcut bătrânii noștri. Mă aude cineva? În Oradea mai încap foarte multe biserici. Mai e nevoie de trezire spirituală. În Oradea mea este de lucru mult. Sunt între noi pe Hristos. Dragilor, Timotei, despre Timotei se vorbește că ar fi avut o credință neprefăcută. Asta a spus Pavel. Dar zice Pavel, de la cine s-a stălușit credința aceasta primară? Toată lumea se vede un om Timotei care poruncește în biserici. Ăla e presbiter, ăsta facem acolo, că îi dăm afară un om tânăr, un băiat tânăr, care ajunge să fie conducător al Bisericii Iisus Hristos cu atâta autoritate cât avea Timotei. Nu vi se pare că trebuie să cercetăm puțin dosarul și să vedem de unde vine asta, numai de la Duhul Sfânt? Nu. Duhul Sfânt îi face treaba lui, dar înainte de a-și face Duhul Sfânt treaba lui, trebuie să-și facă bunică sau ceva. Și spune, mulțumesc Dumnezeu pentru credința ta neprefăcută care s-a sfârșit prima dată bunica ta lui Isus. Și apoi mama ta e unice. Și sunt convins că și tine. Trebuie că căutăm ca Duhul Sfânt să facă ceva din noi, extraordinar câtă vreme. Câtă vreme vine copilul la școala dominicală dimineața, duminică, ne ajunge și ne întrebă unii tăi căsuri și duminică acasă. Vă faceți probleme că după aceea veți fi duși la azil? Nu-i duși dacă există o tragedie mai mare pe fața Pământului decât să fie copiii mai sfinți decât părinții. Să fie, să stai acasă și să vezi copilul tău că se roagă și postește și că tine nu-i interesează. Eu zic că casa ai mereu descoperită, să-i dai foc. Pentru că nu merezi să mai stai în casă ceva. Deci dacă mi este ceva frică vreodată, dacă mi este ceva frică, este să nu pot să fiu model pentru copiii mei. Asta frica asta mă încrânce în fiecare zi, mă distruge. Mă distruge. Iubiților, haideți să ne aducem aminte de o chestie foarte ciudată și frumoasă în Biblie. Iisus Hristos n-a mai putut la un moment dat, așa se spune. A trebuit să-i ducă crucea Simon din Cirene. Țineți minte, Simon din Cirene. Tata lui Alexandru și-a lui Ruf, spune Biblia. Copilul ăla, probabil, de acolo, când a văzut crucea lui Iisus Hristos, pus în spatele tatălui său. Am fi zis că cu asta s-a terminat tot filmul acesta. A unei mureri, a unei slujiri, să duci crucea lui Iisus Hristos. M-a ascultat și spune Pavel la Roman și-a trecut aici. Spune sănătate lui Ruf și mamei sale. Ce s-a arătat a fi ca și mama mea. Omul acesta murise, până la urmă, Simon din Cirene. Dar slujirea rămăsese. Rămăsese soția lui, rămăsese în copilul lui Ruf. Și spune Sfânta Scriptură că Pavel s-a simțit acasă, acolo acasă, ca la el acasă. Ca la el acasă. Aici este secretul, de fapt, al nostru. O parte din noi sunteți părinți. Să nu uitați că cel mai simplu lucru pe fața Pământului este ca să faceți prunci. Nu trebuie să fii deștept ca să faci copii. Cel mai greu este să fii model. Cel mai greu este să fii model. O mare parte, nu o mare parte, dar sunt suficient oameni care spun eu mi-am făcut datoria care m-a dus pe lume. Nu ți-ai făcut nicio datorie să i-a dus pe lume. Datoria ta trebuie să duci în cer. Datoria ta trebuie să fie oameni în Dumnezeu și oameni în societăți și oameni în biserici. Asta e datoria ta și nu se sfârșește niciodată. Că nu e decât doar un trebuset. Nu e decât o celulă care trebuie să înmulțească, să aducă o altă celulă. Tu ești un om. Va trebui să învățăm și de tărea copiii dumneavoastră. Uitați-vă ce, care va fi imaginea care vreau să arătați copiilor voștri. Am ajuns în starea aceasta în care scrie tânără. Îmi spune, frate, să rugați-vă pentru tata că toată ziua stă la jocuri pe calculator, stă pe travian, tatăsul. Dar după ce te-ai căsătorit, mă? Dar după ce te-ai căsătorit? Dacă tu îți găsești plăcerea la 36, la 37 de ani, cât avea el, să stai toată ziua și să fugărești nu știu pe care costate cu mine. Dar tu nu trebuie să te căsătorești, că tu ești un accident genetic. Tu nu ești după planeta aceasta. Adică să spună fata că până la 19 ani tatăl tău sau cu maică-sa nu s-au rugat niciodată la altă tată,
Nu se vrea odată că taică sau cu maică să nu s-au rugat niciodată în casă până la nouă. Ce facă ei seara? Ce facă ei seara? Dar după ce ați făcut cu ei? Dacă nu suntem în stare să postim, să ne rugăm pentru ei, să înveți. Dar ce suntem? Directori toți aici în biserică. Duminică seara la tinere, dar oare ce valori învățăm pe copiii noștri? Fiți atenți, am privit păstori de 17, aproape 17 ani, ce aproape. Acum știu o biserică, ca cine mi-s voi și mi-s scape, că după 17 ani înveți. Am văzut că n-am putut scoate nimic din părinților. Mă uitam la copiilor, duminică seara, fugeau sori de la noi în biserică, trebuia să apucurat de jos. Fugeau cu două mături și cu două mopuri. Păi dau fugi fetele cerea, au vrut să sară în pom, iar să moară, să sară în șosea, să treacă pe roșu. Cum adică să pui tu la 16 ani sau la 15 ani, să pui mătura în mână? Să iei mătura în mână, dar asta e un lucru îngrozitor. Pentru că am cultivat în copiii noștri două lucruri. Că banii s-au obținut ușor, fără muncă, mulți dintre noi au făcut lucrul acesta. Că picăte undeva de sus, tot le-am dat, cheie în mână, mașină, casă, apartament. Și plus după aceea, ca slujit lui Dumnezeu, totdeauna trebuie să o facă alții slujirea aceasta. Există oameni plătiți pentru asta. Nu vă dați seama ce ne paște, dacă pruncul nu e îngrenat, în lucrarea aceasta, dacă copiii noștri nu ne vor vedea cum e slujitor. Ia spun mamele mele că te-am văzut plângând. Dar știu că există probleme. Că te-am văzut plângând, dar știu că există probleme ca și copilul, dar să nu plânge mama că sunt probleme, nu? Dar când te-am văzut rugându-te, știu că există Dumnezeu. Puteai să te zugrăvești cum vrei tu. Că n-am crezut niciodată. Ajunsese tatăl sau patru la un moment dat, pentru că fura bani de casă, se dea la săraci. O trebuie să spun, după ce am ajuns păstor, pe zeciuială se dă din bani ei, că n-am mai niciun leu niciodată. Primii bani pe care i-a avut ei, a fost casnic, a fost după ce am uitat. Ce fericit ei cu 3 milioane de jumătate în mână. Și deci acum pot să dau și 10 ani din banii mei. Trebuie să aștepte 60 de ani. Am crescut în grup, la bunici acasă, n-am avut ce mânca, de multe ori. Uitați-vă la mine. Poate vi se pare că vi se pare că spun povești. Am avut două furculițe. Eram 9 oameni cu două furculițe. Mâncam pe rând. N-am avut o dată ceva probleme, dar nu zis ceva de genul acesta. Bunica mea, când venea rău, câteodată că se făcea ouăle și făcea un lemn pentru frații noștri. Venea să-mi spun, dar poți să leagă să ne mănânce și n-am acasă. Dar apoi am învățat un lucru, că mi-e fericit să dai. Slujitorii se las din părinți slujitori. Dacă copiii voștri vă aud toată ziua cărtiță, ai cărtare de cor. Bă, dar du-te și gândă tu, tata. Du-te și gândă tu, mamă. Că știu că ești soprană cu cumurile casă. Ala cor, aia biserică, aia dăruire, este la asta. Mi-am să lucrează. Deci el nu lucrează. Du-te și lucrează tu după șoasă și tostatice. Mucea și tu. Nu-i da banii că-i vrea și? Dacă-i vrea ce? Eu trebuie să lucrez ce fac cu banii? Nu, eu dau lui pui. Îi fură. Îi duce. Copiii voștri să vă bată pe voi că slujiți, dacă nu i-ați făcut degeaba, dacă nu trăiți degeaba pe pământ. Copiii voștri să vadă din voi slujitori. Să vadă din voi oameni care își dăruiesc, care par cozonat cu celălalt. Duceți copiii dumneavoastră, totdeauna luați-i de mână când vă duceți undeva, să vadă că lucrați în două bucate aceea de pâine. Duceți-i la o casă de copii. Duceți-i să-i dea cu mâna lui. Puneți-i pe ei să-i dea jucării de acasă. Puneți-i pe ei să-și aleagă hainele care trebuie să le ducă celorlalți. Învățați să slujească, să vă vadă în biserică că veniți mai devreme, să vă vadă că plecați mai târziu, să vă vadă că puneți mâna. Când momentul în care vă cheamă să slujiți undeva, apind mâna pe mâna, pentru că ei vor face ce văd la voi la părinți. Dacă vor vedea la televizor, dacă vor tot ziua, așa vor face. Dacă vor critica, dacă veți critica, vor critica și ei.
Nu toți suportă lumina reflectoarelor, dar toți sunt importanți. Amin. Al doilea lucru care învățăm în predică seara asta. Nu toți suportă lumina reflectoarelor, dar toți sunt importanți. Cum l-a chemat omul acesta Iisus Hristos? L-a chemat după nopți de rugăciune, cum spune Biblia. Înseamnă că a fost pe de Duhul Sfânt, dragilor. E un om neimportant. Care a spus, Doamne, lasă că ai tu acolo pe Petru. Lasă că l-ai pe Ioan. Eu zic ce fac ce pot. Acolo e spate. Tu de asta să nu mai te întrebi niciodată. Privința asta la sora mine. Că s-o rezolv eu. Slujea lui Iisus. Când a fost în barcă, s-a dus în barcă. Când a trebuit să meargă să ia coșuri de pâine, la coșuri de pâine. Dumnezeu să știți că n-are anonim în împărăția Lui. De multe ori spune că stânga nu trebuie să știe ce face dreapta. Și așa este, stânga nu știe ce face dreapta, dar știe Dumnezeu. Dumnezeu știe ce face și dreapta și stânga. Amin? E bine să nu știe stânga ce face dreapta, că după aceea avem probleme. Mă, dar de unde are ala zice dreapta? De unde are stânga, mă? Atâta bani. De dă atâta. A fost problemă cu noi. Dar lasă că știe El. El le contabilizează lucrurile acelea. Uitați ce e lucru ciudat la David ăsta. Deci David merge în luptă, să duc în luptă. La un moment dat a zis, nu toți pot pleca la luptă, că nu toți sunt soldați aici în față. Ce parte de voi rămâne la pasă, la calabalări, cum se spunea atunci. La pasă. Când au venit înapoi cu prăzile de război, a zis David, cât ați câștigat atâta? Cât sunt 100? Mă împărțesc la 100? Cu tot cu tot cu ăștia. Cât ați vrea o așa, nu-i bine, David, nu faci bine. De ce nu faci bine? Pentru că noi ne-am luptat acum, ne-am pus viața în... pericol. În pericol. Păi ăștia zice, eu stat aici la pază și mă împarți exact, egal. La toată lumea. Și a spus David așa, voi aveți glorie, împărțiți banii egal la toată lumea. Și am că vă v-ați luat gloria și a stat la umbră, de adevăr, nu v-ați tirat. Dar nici glorie nu. Voi aveți exact aceeași sumă de bani și glorie. Gata. Că dacă nu vă bani, vă înroceți. Și acum împărți banii toți. Pentru că David a înțeles un lucru. Că îți ajunge atât că ești în față. Îți ajunge atât. În rest, aceeași răsplată ca și la care vine la ora 11. Frate, fratele Rogojan, 71 de ani de pocăință. E greu să nu trebuie să trăiești. I-am spus să aibă grijă. Nu sunt mândrească, mă băie. Mi-a promis în seara asta, deci mă să merez. El a mers dimineața la lucru. Sunt alții care vor avea exact ca și el aceeași mântuire. Poate să pocăieze 3 luni de zile. La cancea. Împreună. Poate la aceeași an. După 3 luni de pocăință, ca pe la lui de cruce. Aceeași mântuire. Nu aceeași răsplată. Aceeași mântuire, a zis, leuțul e mântuirea, nu răsplată. Leuțul nu ne-a mângoit. Ba da, același Hristos. Pentru toată lumea și același sânge. Dar răsplata diferită. Dumnezeu va ține cont acolo sus, de lucrurile acestea. Dar până atunci, cine ne mai aduce aminte de viața mai rău? Trebuie să ne aducem aminte. Ce frumos templu. Și când s-a terminat templul de construit, a uitat că a făcut viața mai rău. Dar Dumnezeu n-a uitat și a spus, este un nume. Ăsta e inginerul șef care a lucrat acolo. Viața mai rău. Toată lumea știe de Pavel. Citeam zilele acestea un comentariu unui teolog și spunea că după calculele lor a predicat cel puțin 2 ani de zile în plus, Pavel și-a scris cele mai frumoase scrisori care au dus să scrie pentru că a avut pe medicul Luca Dumnezeu. Un om de modestie rară, să vorbim despre el. Un om de modestie rară, când a trebuit să trece Pavel în închisoare și a spus Luca, ia-mă și pe mine să mă închidă și pe mine cu tine, că tu ai nevoie de tratament. Omul ăla din front, din genistul lui Dumnezeu, omul acela din linia a doua. Tratament, fiecare zi probabil că îi făcea lui Pavel ceva. Era un Luca în spatele lui Pavel care ținea în sănătate. Era un Bețalel în spatele unui templu frumos, care l-a proiectat și Dumnezeu l-a proiectat și l-a lucrat. Avem un Ioab în spatele lui David. Ce mare om de război a fost David. Vă spun cât de mare de om de război a fost David. Dacă nu avea pe Ioab, era zero. Dacă citiți cu atenție, veți vedea, de fapt, că toate biruințele mari le-a câștigat generalul Ioab. Care venea după aceea și după ce lua corona și spunea ce ai vedea că e bine, lua corona, ai telefonat după David. Și David, de pe acoperiș, punindu-ți oasele,
venea și el și venea eu și îi punea corona pe cap și spunea slavă ție care reputăm o mare victorie. Du-te acasă. Așa obținea David victorie. Eu plin de sânge și murdar și transpirat, punea corona de pe capul ăla, care nu mai avea cap de fapt, că interesa el, și punea pe capul lui David. E nevoie de oameni de aceștia. E nevoie de oameni care să nu uite că sunt importanți. Spargeul nu avea predicat. Ce predica la 25 de ani? Știu că predica cauza. Dar avea 700 de oameni în subsolul bisericii care se rugau la fiecare predica lui. Știți asta? 700 de oameni care nu ascultau predica, se rugau pentru el. Era sistemul de încălzire o spargeul. În biserică. Dar cu ce întâlzi biserica? Adică o biserică caldă. Măr și-a dus acolo la cazan. 700 de oameni. Ăsta era cazanul. Secretul predicii lui Spartan a fost 700 de oameni care s-au luat timpul. A fost o dată trecută când am fost cu Cireșoare la Bunamore și pe Niștie și Dani. Eram acolo opus în casa de... mi-a fost frică de sala aceea mare de sport. Sună prost. De unde să știm noi ce făceau oamenii aceia acolo? S-au dus până în Târgu Mureș, au găsit 1000 de metri pătrați de mochetă, au dus mocheta aceea, au dus 1000 de scaune, au făcut tot ce au putut. Atâta erau de fericiți că s-au pocăit atâția oameni, dar pe ei nu a spus nimeni. Cu tare a dus mocheta, a cărat mașina, ei săraci au rămas și după noi, toți să fugă cu scaunele înapoi, iar cu mocheta la Târgu Mureș. De fotografie? Numai eu și tu. Ei nimic. Nici o fost, nici, măcar se pozeze mă, o poză să vedea și lor. Nu, ei nu vreau, că îi fugeau cu 100 de mochetă după ei, dar erau fericiți. Atât erau, aveau fețele radioase. N-am văzut așa ceva nici după ce venim pe Pentecostale Stăruință. Atât erau fericiți, erau plini de bucurie lui Dumnezeu peste ei, pentru că a făcut o treabă bună. În sfârșit, o treabă excepțională bună. Cu mocheta aceea și cu scaunele și cu lupta pe care au avut-o și cu afișele până în oraș, mâna a doua, oamenii care stau în spate. Nu există. Doamne, tu ce ești în biserică? Eu sunt un nimeni. Nu există nimeni în biserică. Știți povestea lui nimeni. Vreți să vă spunem seara asta? Oh, dar de fapt nu e numai el singur. Că sunt mai mulți. Haideți să începeți cu povestea scurtă. Erau în biserică patru oameni. Că se întâmplă că să fie patru oameni în biserică, da? Și pe acești patru oameni îi chemau așa. Toată lumea, așa chema pe unul. Doi, cineva. Al treilea era oricine. Și al patrulea se numea nimeni. Și acum ce avem povestea, da? Biserica avea responsabilități financiare și toată lumea a fost chemat să ajute. Toată lumea a fost convins că cineva va ajuta. Pentru că și oricine putea ajuta. Că nu era greu. Dar știți cine a ajutat? Nimeni. Așa s-a ajuns că toată lumea, până la urmă, fratele toată lumea, să dea vina pe cineva când nimeni nu a făcut ceea ce putea face oricine. Iată, că apare și oricine. Bun. Biserica avea nevoie de oameni să ajute la locul. Da? Și cineva a fost rugat să ajute. Dar cineva s-a supărat din cauză că oricine putea face asta. Pentru că, de fapt, era responsabilitatea lui toată lumea. La final, lucrarea a fost dată lui nimeni, care a făcut o treabă minunată. Nimeni. Și așa mergeau lucrurile în biserica respectivă. Oricând era ceva de făcut, nimeni era mereu acolo. Nimeni mereu la spital, nimeni se organiza o trupă de post, nimeni făcea evanghelizare în parc, nimeni mergea la săraci, nimeni mergea la orfan, nimeni era un membru credincios. La sfârșit, cineva a părăsit biserica și împreună cu el au plecat oricine și toată lumea. Ghiciți cine mai a rămas în biserică? Știți povestea? Rămâșteți. Toți sunteți importanți. Fără voi nu se poate. Nu toți puteți să suportați lumina reflectoarelor, deși multe dintre surorile ar face să fie rozate, dar e nevoie de voi de noastră. De fiecare. De fiecare. Amin? Amin. Nu există nimeni în biserica asta.
Nu este nimeni în biserică din orare. Toți sunteți importanți în nume Iisus Hristos. Și El vă cunoaște pe toți. Amin. Amin. Și ultima lecție din seara aceasta. Răsplata nu-i promisă aici. Răsplata nu-i promisă aici. Dar e asigurată dincolo. Amin? Asta e pasărea de păcat, pastore. Iar nu spui despre răsplăți de dincolo. Pentru că dacă Biblia asta spune acum, nu spune că o să aveți toate din belșug aici voi, pentru că munciți. Nici vorbă de așa ceva. I-a trimis doi câte doi. Fiți atent și le spune Iisus Hristos. O să vedem cu Iacob al nostru ce mai spune despre El. I-a trimis doi câte doi și le-a dat autoritatea asupra demonilor. Și au venit fericit și au zis, Doamne, și dragile să supușe numele Tău. Și a spus Iisus, nu vă bucurați voi că dragile sunt supuși în numele Meu. Și tu, Iacob, fiul Alfeu, nu te bucura că dragile sunt supuși în numele Meu, ci bucură-te tu că numele voastre este scris în extraordinar. Deci a zis, acolo e numele Tău scris, Iacob, fiul Alfeu. Aici, pe Pământul acesta, văd că mare lucru nu s-o putut pentru mine, în afară de a fi martir pentru mine, dar acolo sus în cer, acolo sus în cer, numele Tău scris. O dată. Al doilea lucru mare pentru Iacob, fiul Alfeu, nu uitați că a fost apostol. În biserică, în Efeseni 2 cu 19-20, în biserică spune că biserica este alcătuită pe Efeseni 2 cu 19-20. Biserica este alcătuită pe temelia apostolilor, nu va fi rușine, apostolilor și prorocilor, da? În momentul în care există numai apostoli într-o biserică, sau numai proroci, problema aceea o problemă în biserica respectivă. În biserica trebuie să fie bine prinsă, fundați. Apostoli și proroci, Doamne, Doamne, fără așa că lângă fiecare biserică să aibă ceva. Amin? Amin. Amin. Deci, pe temelia asta. Deci înseamnă că Iacob fiul Alfeu, ce este? Temelie, fraților. Iacob fiul Alfeu este temelie. Nu numai care numele scris în biserică, în cartea vieții, acolo sus în cer, dar Iacob fiul Alfeu este temelia bisericii. Pentru că e pe temelia apostolilor și el a fost apostol. Al treilea lucru, foarte important. Mergeți cu mine în Apocalipsa 21, versetul 10, versetul 14. Apocalipsa 21, versetul 10, versetul 14. Citim repede. Și m-am dus în Duhul pe o munte mare și înaltă. Și mi-a arătat cetatea Sfânt Ierusalimul care se pogora din cer, de la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu. Deci cetatea Sfânt Ierusalimul. Lumina era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, străvețire, ca ce Hristos. Era înconjurată cu un zid mare și înalt, cetatea Sfânt Ierusalimul. Avea 12 porți. Și la porți, 12 îngeri. Și pe porțile acelea au scrise niște nume. Numele celor 12 seminții ale fiilor lui Israel. Spre răsărit, spune, erau 3 porți. Spre mează noapte, 3 porți. Spre mează zi, 3 porți. Și spre apus, 3 porți. Zidul cetății avea 12 temelii și pe ele erau cele 12 nume. Spune Sfânta Scriptură, a celor 12 apostoli ai Mielului. Iată că temelia Noului Ierusalim, o parte din temelie, poartă numele lui Iacov, fiul Alfeu. Nimic aici în Sfântul acesta, tot acolo sus. Nu vă pot promite nimic aici. Alții veți avea, pentru că veți dărui aici pe Pământ, poate, că veți fi slujitori, că veți avea chiar și în linia tot, veți avea de toate. Sau veți avea suficient ca să vă rămâneți cu mintea grea. Dar s-ar putea ca să slujeți greu, în continuare. Cu rate, cu rizic, cu probleme, cu frământări, cu necazuri, ca pe Pământ. Dar Biblia vă promite ceva acolo sus, în cer. Și vreau să vă spun, chiar dacă n-ar fi nimic, că nu toți suntem mai doși pe Pământ. Chiar dacă n-ar fi nimic, nu avem suficient de mare răzbunare și răzbunarea noastră în Iisus Hristos. A zis ceva în mine. Am ajuns la concluzia aceasta că ar fi bine nimic să nu ne cere nimicul. Să ne fie suficient El. Să ne fie suficient El. Spunea fratele Nicolae Moldoveanu, doar atât am făcut două strofe, pentru că mi-e din ea. Spunea fratele Nicolae Moldoveanu într-o cântare superbă. Noi n-avem aur pământesc, nici moșteniri ce se învesc, dar mai rugați în lume nu-s comoara noastră, e Iisus. Dar mai rugați în Lumenus, comoara noastră, e Iisus.
Dar, Doamne, dacă eu nu slujesc, ajută-mă să fiu slujitor. Rogă-te ca și mamă și ca și tată. Poate nu te căsătorite, că vei avea copii mai târziu după ce vei căsători. Spune, Doamne, vreau să fiu un slujitor de pe acum. E o deprindere slujirea. Rogă-te în această seară ca Dumnezeu să fie acela care să-ți ajute să înțelegi, să înțelegi că, de fapt, nu ești neimportant. Că slujba ta e foarte importantă. Fără tine nu se poate. În biserică, slujire, în casă de Dumnezeu, unde ne ducem? Ne rugăm cu toții Domnului. Știm că răspata noastră este Iisus Hristos. Amin. Doamne, mulțumim pentru această